m-a determinat copiii mei acum 7 ani de zile când veneam cu ei la bazin, la cursuri și decât să stau afară cu ceilalți părinți, am învățat și eu să not cu antrenorul lor și ei m-au motivat să mă înscriu și la facultate și vreau să mă fac instructor în not. Am observat că mi-a schimbat foarte mult fizicul. Și mă simt altfel, și fizic, și psihic. M-am transformat. Eu not doar de 3 ani. Acum 3 ani, în 2008, nu știam absolut deloc să not. Deloc, deloc. Nici plute, nici nimic. Și astăzi particip la concurs. Și astăzi particip la concurs, da. Foarte tare. Da. Și ce te motivează să continui? Probabil faptul că am terminat notul la o vârstă destul de fragedă, acum îmi revin anumite amintiri și plăcerea de a intra în apă. La Reșiță am venit pentru concurs la colegii noștri de la Cluj și ei au venit la concursurile noastre și ne face mare plăcere să venim aici. De câte ori pe săptămână not? 3, 4 și de 5 ori în funcție de timpul care reușesc să mi-l aloc. Vreau să particip la europene, în urmă cu un an am participat la mondialele de la Göteborg și acum 2 ani la europenele de la Cadiz. Mișcarea e esențială pentru sănătate, în primul rând, și notul e pasiunea mea. La ce concursuri mai particip de aici? Da, bun. Mai este la Brasov, da. Mai, competiția mai mare cu un test de Ionel și în antică competiție cu măsul doamna Ineșe. Felicitări! Mulțumesc! Foarte greu. După băieți, când urmează fetele, trebuie să fie pauză. Că nu mai putem. Eu fac în not din 1946. Da, sunt foarte fericit. Ai câștigat? Da, normal că am câștigat. Ai fost mai bun ca anul trecut? La unele probe, da, la altele nu. Care e targetul tău, în general? Îmbunătățirea timpilor de anul trecut de la aceeași competiție. Ai vreun concurs pe care vrei să-l câștigi anul ăsta? Nu, să-l câștig, să particip. E o probă mai lungă, traversarea Tarniței. Okay.